Vorbeam despre cine ziceau părinții când eram mici, pe sistemul bă, băiatule, tu ne bagi în pământ. Sau, mă, ziceau o grămadă de chestii, nu-ți lăsa noroc în farfurie, mai ziceau... Îți trece până tensori zona asta, dar colega noastră Alice este din de la Chișinău, Moldova, nu? Da, sunt din Chișinău. Nu, dar stați un pic, că dacă tot e Alice aici, și pentru că filmăm această intervenție, scuze... Gata. Așa, o să înțelegeți dacă o să vedeți videoclipul pe Facebook-ul 21. Băi, ce nerușinat sunteți. Eu cred că de-aia m-ați invitat astăzi. I-am făcut un pic de drum așa de la cameră până la ea să se vadă mai bine în film. A, da, dar ce cade microfonul ăsta? Nu știu, e emoționat. Ridică-l tu. Ia zi-ne, Alice, ce ziceau ție părinții când erai mic? Păi mama îmi spunea că îmi trece până m-am mărit, nu m-am măritat. Cred că mi-a făcut în ciudă. Cred că nu s-a trecut încă. Când o să treacă, o să te măriți. Da, închide gura că ți intră musca, dar două sunt geniale, fii atent. Corect, ia. Ci că nu-i Cola în lingurar. Eu nu știam cine e Cola. Între timp am aflat. Eu îl căutam pe Nicolae în lingurar, când el de fapt era în altă parte, știi? Îmi cauți ceva și nu găsești. Asta înseamnă? Nu-i Cola în lingurar. Nu-i Cola în lingurar. Da, nu-i Cola în lingurar. E complicat, dacă eram copil în Moldova, nu înțelegeam nimic din ce se întâmplă. Bună dimineața, Răzvan. Bună dimineața. Ia zi-ne. Alo, eu am o... problema mea a rămas în tipărită minte mai mult din adolescență, nu din copilărie. E așa. Când aveam bacalaureatul, eu, toți copiii, toți colegii mei aveau bacalaureat, eu aveam, ai bacalaureatul băiete, era un fel, era o altă entitate pentru mine. Când vreau să ies undeva, ai bacalaureatul băiete, ai bacalaureatul băiete. Era un alt examen, toată lumea avea bacul, eu aveam bacul băiete. Auzi, să știi că așa mi se întâmpla și mie când trebuia să dau bacul, stăteam la masă cu ai mei și ceream sarea, ziceam, tată, dă și mie sarea, și tata făcea, dar la matematică mi-ai făcut niște exerciții. Neața Mihaela, ia zi-ne. Aveam două chestii. Ia. La căluțaică mi spuneam, aoleu, mă dor picioarele, primul taxiu era o fri și urcam în taxi, că avea această plăcere să meargă cu taxiu. Iar pe mama nu auzeam decât, n-am bani. N-am bani. Asta mi amintește de bunici cu vorba aia. N-are mama e, că dacă avea. Da. N-are maica, maica. Bine, te pupăm. Ai sunat. Hai, mergem mai departe la Cristi din București. Bună dimineața, Cristi. Neața, neața. Ce ziceau părinții? Ia. Voi, uite, când beam multă apă, ziceau că fac broaște în burtă. Aia cu broaștele în burtă, cu detalie. Chiar o credeam. Și la fel, sau dacă mâncam mere multe și mâncam sâmburi, ziceau că îmi cresc pomii în burtă. Și mai era faza aia cu nu te mai juca acum cu focul, fiindcă diseară o să faci pe tine. Știi? Eu chiar am făcut pe mine după ce m-am făcut. Da, și eu. Alin de la Brașov. Neața. Bună. Ia zi. Când eram mic, pe cine iubești cel mai mult? Pe mama sau pe tata? Aoleo, ce băci și ce dramă îți dădeau, că nu știai ce să zici. Știi care mai era faza cu părinții? Că atunci când voiai să pleci undeva și era târziu, zicea, nu știu, întreabă-l pe taică tu, dacă te las el, te las și eu. Mai știi? Da, știi faza aia? Te duceai în vacanță. Mamă, mă lași în vacanță, dar de fapt era vorba de bani. Da, dacă te lasă, te lași eu. Și dacă te duci, vezi ce faci pe acolo, să nu mă faci de râs. Mai știi, bine, când plecai, bine, în tabără. Mersi. Hai, pa, pa, dimineața frumoasă, mersi că ne-ai sunat.